Poliția când încalcă legea, o încalcă grosso modo. Două autospeciale de poliție stau în intersecție, niciuna n-are voie dacă nu e misiune specială cu girofarul pornit, pentru că creează situații de accident. Niște irresponsabili. Dar lor nu prea le pasă, ei stau la taifas. Că nu pot să organizeze la telefon. Și a treia mașină de poliție trece și îi vede. Și niciunul nu poartă centură. Fericiți, nevoie mare. Cum vreți alți șoferi să respecte normele legale dacă cei plătiți de stat să aibă grijă legilor le încalcă în mod sfidător, demonstrativ? Și uitați-vă cât timp stau două mașini de poliție în intersecție. Dacă ministrul Bode poate pretinde că e doctor plagiind lucrarea de doctorat, de ce n-ar putea polițaii să pretindă că știu legea când de fapt o ignoră? Și acela cobor de mașină în intersecție. Cred că așteaptă vreo delegație, poate chiar pe ministrul de interne l-așteaptă. Niciunul nu are centura pusă, au centura la spatele fotoliului. Cum oprește mașina de jandarmi când vor să mănânce? Exact ca orice altă mașină cu șofer irresponsabil în intersecție. Periculos, obturând orizontul pentru alți șoferi, creând situații de accident. Și nu e nicio mașină de poliție rutieră pe aici. La cafeneaua aceea din care curge uleiul. Dacă aruncă cineva întâmplător sau intenționat o țigară, un muc aprins, poate să facă un incendiu. Trebuie să-ți grăsim. Da? Deci următorul incendiu aici poate să fie. Așteptați, trece delegația. Trec boieri.
S-o gândit să ne permită și nouă. Chiar dacă delegația nu a trecut.